Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de GTA 4. Bă, am dat drumul la filmare, hai că am dat bun. Mi-a intrat reflex să las în bară ăsta ca să văd dacă a început filmarea. Orice alt program de filmat îți arată FPS-urile acolo câte ai și schimbă acestea culoare cât îți arate că filmează. Gen, la Bandicam sunt verzi, se fac roșii. La ăla la fel, la Fraps sunt galbeni și se fac roșii când începe filmarea. La ăsta nu, n-ai cum. Bă, să-mi fac și o armură totuși. Hai să-mi iau și armură. Mașina asta am găsit-o undeva pe... prin oraș, dacă era galbenă, semăna cu aia. Bă, știți roboții din Transformers și era unul șmecherul. Unul galben. E, dacă era galbenă mașina, chiar ce era ăluia. Sau ăla era, de fapt. Da, înțelegeți voi. Mi-am luat o bâtă mai devreme, că am zis, hai să mai schimb și eu prea doar cuțit. Încercăm și o bâtă. Dăm cu asta, văd că ne-a dat careva mesaj. Check your emails. Da, da, nu vei fi niciun email. Stay safe, don't try this at home, cum ziceau și la WWE. Ah, da, în caz că n-asteți unii care sunteți mai pasionați de wrestling, să vă uitați, nu să-l practicați cum aș fi eu, precum mine, așa. Ați văzut ce s-a întâmplat alaltă ieri, parcă, nu știu când vedeți voi episodul ăsta. Pe 17 martie fie s-au făcut publice pe net niște poze cu aia, cu Paige, care a fost dat afară sau suspendat, nu așa păpățit, cu ea cum se cordea cu altul, cum își introducea o jucărioară în DOS. Am văzut pe Facebook asta. Wow. Ah, Nico, good to see you. You too. How are you, Mr. Gravel? Hai mă, că nu să ne uităm la boșorogul ăsta. Dă-ne o dată misiunea. Ok, hai da la restaurant, să luăm de... să mergem cu bolidul nostru. Turismo, ce mai nume. Sper să nu fie departe. Ba, este. Aș putea să iau un taxi, dar nu vreau să las o frumusețe astea mașină. E, las că mai conduc așa, nu mai povestesc și vouă câte o întâmplare, nu știu ce. Mai trece mie prin cap și nu știu cum să întorc măcar. Bun, hai. Cu mașina asta oricum o să ajung repede, deci am crezut că... Ron, dar cine aia la monedă românească? Am crezut întâi că de acolo nu sunt niște rezervoare de gaz, combustibil, ciorfi. Am crezut că sunt ceva cărnat, uriaș. Am crezut prima dată. Și nu stă o cască bine, mă, cam doare urechea. Stă pe loc cu urechii. Eram obișnuit cu căștile alea vechi, aveau doar un burete și pe efect erau super moi. Astea cu piele mă și fac să transpir în dragi. De fapt mă făceau, hai că am zis că mă bag printre ăștia, am făcut praf mașina. La început transpiram în drag și acum mi s-a obișnuit pielea cu asta. Căștile astea, dar nu sunt așa confortabile ca palea vechile. Aveau burete la moare, într-adevăr nu se auzeau atât de tare. Și totuși parcă era mai bun microfonul ăla. Nu știu. Avea sensibilitatea mai mare. Ăsta oare mai mică și... alt stâlp luat. Bă, dar nu trebuia să fie un motor. Asta e motorul în spate, am uitat. Mă, și eu am, bă, n-ar trebui să fie ceva băgat pe aici. Să nu bușesc mașina poliției. Nu mă mai claxona atâta. Ăla e Volkswagen? Ce că e Volkswagen? După emblemă mașina aia. Nu prea știu mașini în GTA, deci nu mă judecați în caz că zic că o mașină seamănă cu nu știu care, dar înțelegeți voi. E cam dimineața când filmez, mă rog, e sâmbătă și ora 12, deci da. 12 și 24, am început pe la și 20 filmarea, parcă. Pentru mine acum e dimineață, ieri am stat acasă, că au avut de-a 12-a, a 3-a simulare. Am avut doar două simulări, că sunt 11-a. Hai mă, dă-te la o parte aximetrie și ce vrei, mă, du-te, bă, știu. Am zis că îi dau un curte mașină peste bicicletă, n-am reușit. Stai că sună telefonul ăsta, mă rog, asigur. Bun, s-a zis zitul ăla, cum se aude în general, sună un telefon sau ții un telefon aproape de un microfon, bă, că s-a oprit, cine știe. Da, s-a făcut praf mașina asta. Cade și bara, măcar am HP și armură full, deci
Sper că nu o să-mi dea vreo misiune ceva cu urmările cu mașini, că asta tare mai cu fac să ia foc. Dacă e să intrăm într-un restaurant, intrăm și noi ca lumea, și anume, nu mi-am luat muniție de M4, dar las că mi-ajunge asta. Auză mesaj pe telefon, intrăm cu shotgun-ul, hai, deschide ușa. Where is Kim? He's upstairs, speaking with the manager. They don't want to see nobody though. Kim and I are old friends. Kim got a lot of money. He don't need no friends. Get lost! Este restaurant chinezesc, se pare. De nu dă ăștia supă de chihuahua. Pune că... Cad vor... A. Da, umblu cu shotgun-ul. Chinezul ăsta nu zice nimic. Te trezi că vine acum. Opa! Ce trag ăștia? În primul rând, ia de aici gunoi de shotgun, firea aia, un drag de mâncător de câini. About your kids, cum zicea Brock Lesnar odată. Hai mă, vină cu acam un deagle, îți dau un glonț cu ăsta, te-ai dus, dracu. Să nu fie pe aici. Nu e. Hai, da, încarcă. Ce tehnică de a ține pistolul are și ăsta. Cred că i-am dat în mână. Asshole, exact. Caz-mă de acolo. N-ai murit? Nu cred că am murit. Nu mai mișcă nici ăla. Bă, mai sunt pe sus pe acolo unii. Am vină cu trage. Mai bine nu stau să economisesc gloanțe, dă-mi coace 4 și gata. Da, ziceam că poate fi și eu mai diplomat ceva aici. Diplomat, pe dracu. Dacă, de fapt, cam eu am început cu scandalul, că am intrat cu shotgun-ul direct aici. Dar nu mă așteptam să mă aștepte ăștia. Să mă împuște. E că măcar shotgun-ul, pardon, SMG-ul dă glonțul rapid, stai mă. You're pathetic. If you play stupid, you're not going to live very long. Yeah, ma. He heard you come. He ran out back to the kitchen. Ce dracu e? Ok, anul de absolvire, mi-era că zice naibii anul nașterii. Mă juram, jocul 2008, ce dracu. Go, go, get out! Taci naibii de chinez. Fuck you! Da, mai să-i spart, e spart ecranul, bun. Nu ne-au unei colegii și putem dormi cu fete de 17 ani, 14 ani. O, Luci, acolo! Bag-te la loc. Nici nu trage până acolo. Dă cu pistolul. Ți-ar ușa, dracu! Și am așa... A, dă-n stâlpul ăla, să înțeleg. Mergem așa atunci. Damn you!
mai fiu. Opa. Huh, avea și shotgun. I'll cut off your fucking head. Leave me alone, man. Așa, unde crezi că fugi? Mai aveam eu chef acum de urmărire cu mașina. Bun, și pe unde îi putea coborî și eu pe aici? Tell me that Kim Jong-kook is past his last. Well. Așa, bun. Ia cuțite, ce mai pe ce să mă joc și eu totuși cu... Ca să nu pot să sară de afară, gaz, asta e gaz. Ce neapă fac ăștia aici? Musacați, ce ar trebui să fie? Ia, salată. Bă, da, urâtă grafica la mâncare, se pare. Vete. Bunele chestii sunt foarte mișto texturate, altele nu prea. Bine, cam așa sunt jocurile astea mai vechi. Trebuie să joc jocuri mai noi, dar de unde Windows pe 64 de bits. Pot face un CD-ul, dar asta înseamnă să ducă dracu și salvările. Și na. Asta e beata sau ce? Sorry about this. Hai să mergem să mai facem misiunea la Boșurog acolo. Mașina mai e? De ce să mai fie? E departe. A. Taxiul, taxiul pe undeva. Ambulanță. Niciun taxi. Tine apăsa pe e, poate găsesc vreun taxi. Am crezut că mașină șmecheră asta, dar nu e. Sau? O, ba e. Cumva sentinel ăsta? Da, sentinel. Direct BMW, haida. Bagă viteză. Radio l-am dezactivat, bun, că n-am chef să mai iau copyright. Hai, mă, odată te oprești, claxon, au să mi-și mine, m-am tâmpit de tot. Sper că ăsta nu e pod, nu, mi-era că ăsta e podul ăla distrus, pe unde am căzut odată. Și-am dat cu, și-am lăsat o baltă pe una. Eram pe un live și... acum am găsit o taxi, am terminat treaba. Cred că plonjez pe aici, sunt curios unde mă duce. Uhuu! Așa, aterizare să tot faci. Stai să încerc să... bag în fața lui. Sper că iar îl dau jos, nu? Da. E, atunci să văd unde misiunea. Partea asta la Gary. Gary, s-o citi. Am luat și Wanted. M-a reclamat asta, probabil. De-am luat Wanted. Ia ceva auto pe acolo. Cred că detunat mașini, nu știu ce fac chestiile. Când am făcut ăla, le dă temă la o parte și nu. O dau. Urât locul ăsta, deloc primitor și urăz bug-ul ăsta de... Se strică culorile la joc. Nu înțeleg de ce se mai întâmplă asta. Mai devreme erau culorile altfel, mai vii, acum zici că... Nu știu. S-au fi de la vreme cu ei norat, dar... Totuși... M-au găsit... Dar nici nu pasă, cred că pe ce și secție poliție. E completely surrounded. Nici nu văd vreo mașină cu în jurul meu. Sper că nu trebuie să pierd Wanted level-ul ca să fac misiunea asta. Cine e aici în pușcărie? În GTA 4. Și am și scăpat de Wanted. Cred că urmează o misiune. Vire aici, că sunt la închisoarea lor. You okay, kid?
Yeah, I'm okay. Nici nu pot să vorbesc ăștia normal, probabil, că că se audă tot așa când sunt înregistrați. Nu știu. Your brother told me to call you. Să mă duc la un calculator. Ia să vedem care e cel mai apropiat internet cafe. Uite unul chiar aici. O să găsesc o mașină pe undeva. Un taxiu, dacă ar fi bun. Nu stau să fur mașini pe aici că... Uite-l. Bă, nu mă lăsa la greu. Gata, oprit. Ai, bă, firea e taxiul să fie. Hai, mă, oprește-l. Are pe cineva în el. Hai, du-te, drag. Dăm cu Rage Rover-ul. Hai, mă, urcă. Facem și misiunea asta și încheiem, că nu vreau să fac videoclip prea lung. Deja avem 20 de minute deja. Ah, ce derapează. Nasole când plouă aici în GTA. Nu scap FPS-urile. Fă, dar ce plouă torențial aici. Și nu știu cum să schimb vremea. O fi cu ceva să bag să nu mai plouă, dar... Deci taxiul cât dură taximetri știi în GTA. Ok. Mai mult până acolo. Până la internet cafe. Aoleu, dar ce-mi framează aici. Dă-te-mă la o parte. Ce-o fulgerat vine Undertaker, clar. Hai, dă-te jos și bag-te la dăpost, că te uzi, că te ploaie acum, dacă te ploaie. Înseamnă că de la vreme sunt culorile așa ciudate afară, cine știe. Ok. Click on the link. Huh? The link of the car sales. Click to view. Contact number. Bun, i-am luat numărul. Ce email urmează pe aici? Delete. Încă unul inutil. Ia pe aici. Hot girl, dog penning. Spy mail free. Ce naiba? Sunt ce email-uri pot veni aici în GTA. Foarte. Chestii. Ok, ciudat. Hai să ieșim de aici. Bun. Și să înțeleg că acum avem treabă cu Fisal 1. Bă, hai că închei aici. Call the target between. Phone book. Sau hai să facem misiunea acum, că după aia uit. I'm calling about the car. Hai, mă, să facem și misiunea asta. Losers, right. Cumpăr mașina sau... Chiar scurs ce s-a întâmplat. Iar plouă. Plouă sau doar bate vântul că...
Da, iar începe să ploaie, să ploaie, pentru că așa e româna la noi. E mult de mers? E aproape. Să sperăm că nu ținem în misiunea asta. Nu vreau să fac episoade roși, că și voi vă plictisiți după aia. Da, când vezi un om că da, așa te-am mai frâna cu mașina avariată și oprești la 20 de metri de tine. You're the guy who calls about the car, the one with the sexy accents. You mind if I take a test drive? You can test drive whatever you want. Bun, acum. Test drive. Și cu asta e departe, nu? Hai că e aproape. So, you like the car? I didn't think a manly guy like you would drive something like this. You got a wife or a girlfriend or something? I'm picking this up for a friend. Yeah, what a gentleman. Frumos plouă, e noapte și stăm așa cu capotat sau tavanul ăla, zice nepus. You and him close? Nah, not really. He's great and all, it's just I don't like his tough guy friends. I only hang out with gay guys, you know? At least they won't try and get your pants every 10 seconds. Not that I don't like guys trying to get in my pants. I appreciate fun as much as the next bit. Maybe even more than the next bit. You having fun at the moment? Maybe too much fun. Call me Gracie, deci tu ce aici. Și nu poți să opresc ploaia. Cum lucrat am de mers acum? How's it going then, sweetie? All right. But what I'm here for hasn't really started yet. You've been test driving for a while, so I can only guess that you're interested in something other than the car. I am. I'm here to kidnap you, Grace Ancelotti. Hai că nu mai frameze nici, bă, deci nu rezone. Denunce pe jocul ăsta să-ți frameze. I'm dialing my daddy. He's gonna do more than test drive your ass, prick! Try to call him without the phone. Săraca-i speriată și s-a oprit pe aia. Atâta dragă! A tras asta e volan. Firai tu să fii! Na, naibii de târfă. Nu poți să o împuși pe asta? Tot dracu ce dă cu pumnul, ăsta nici nu simte. De ce prins cu ăsta o să ne arunce pe undeva de pe pod? Nu știu, dar cred că asta se va întâmpla, pe unde am plonjat eu mai devreme. Nu, nu mergi. Ia de târfă. Și mai devreme zicea că accent sexy, nu știu ce. A, dracu, curva. Stop this thing, you slime bag! Stop being such a fucking bitch! You're fucking with the înțeleg că e vorba de afacere aici. Dacă eu eram locul Nico de nu-i spuneam creierii lui asta. Ce pumn! Ce pumn i-a dat! Hai, plânge acum. Asta mi-amintește de aia cu profa bătăușă. Sau ceva de genul. De-aia puteai tu pe să dea cu palma în poliția. De nu i-a trântit polițaiul una. Ce mai vrei, bă, Jacob? Bun, cred că am leșinat-o, la cât de tare am dat-o cum face. Wow, a dormit-o, gata. Văd că nici pană nu mai avem, că parcă aveam pană la roata asta. Cred că-mi place să o văd pe asta cum dă din cap așa. Zici că e moartă, poate a murit dracul la primea dată asta. A, nu moare de la o lovitură. De ce presc în episodul următor să dăm la buci? Nu știu, dar presimte asta. O, tot cu bucară. O, cară ca pe cadavru. Stevie, dump the car. I'll take this piece of ass. Guys, the beach better be worth the trouble. The pa's got some serious cash. And he pissed off Gerald. That's reason enough for me. Well, they better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off.
Bun, hai că asta a fost și episodul. A, nu era safe-house-ul meu ăsta, mi-era că e safe-house-ul meu și duceam la mine acasă. Păi vă dați seama ce urma. După aia, hai că încheiem aici acest episod. Fiți ar apelul să-ți fie. Așa. Eu sper că v-a plăcut, cred că iar am filmat 40 de minute. N-am filmat 40 de minute, dar am făcut, cred că am vreo 26. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao.